Claudia Ghițulescu ne vorbește despre cum credința a fost singura care a ajutat-o să depășească cele mai grele momente din viață. Dacă Dumnezeu i-a scos în cale pe alesul inimii, aflăm chiar acum. A devenit Dumnezeu confidentul tău numărul 1? A fost întotdeauna. Întotdeauna, a fost întotdeauna, da. Eu am crescut credința, am crescut cu bucuria asta de a te duce, să te rogi, de a-L avea pe Dumnezeu în casă. Bunica mea mă lua, mi-aduc aminte că atâta eram de mică. Ducea la biserică. Și mă ducea la biserică, că n-avea cu cine să mă lase, nu că poate voia chestia asta și mă țineam oricum așa. Oricum era, așa era atunci. Biserica era... Nu peste tot, să știi, nu peste tot. Pentru că, de exemplu, mama nu avea timp să se ducă, dar bunica, pentru că mă lăsa la bunici, trebuia să meargă în fiecare duminică la liturghie. Acum mama mea se duce în fiecare zi la liturghie, mă țineam de rochie și mă împiedicam, iar mă ridicam. Deci așa am crescut. Pentru mine Dumnezeu e totul. Care este cea mai frumoasă învățătură de viață pe care ți-a transmis-o bunica? Pentru că atunci când vorbești despre bunica simt că ai așa o emoție în suflet. Da, am avut bunici, toți patru au fost, au plecat, au fost minunați, m-au răsfățat. Nu știu, m-au răsfățat. Au fost buni și bunătatea asta de acolo am luat-o, de la bunici. Eu am aproape, cred că vreo 20 de copilași botezați. Da, cred că de fiecare dată e ceva diferit. Iubesc pe toți. Deci să nu sune vreo zică moașa, am nevoie de ceva, că e ești moașa de meserie, cum sunt moașa de meserie, da, da. Și nu ți-e greu așa să știi când trebuie să, nu știu, să le faci parte de sărbători, da. Tuturor, da. Păi uite, ca să spun așa cum am făcut cu Dani, am zis cumpărați tot ce vrei și eu am făcut un transfer bancar. Da. Că bănuiesc că ți-e greu să alergi. Pentru că îi las pe ei să și dacă vreau eu să-i cumpăr ceva și îmi place mie anumit lucru pentru un copilaș, îl cumpăr, da, dar așa, fiecare trebuie să facă ceva, adică nu-mi impun. Și reușești să-i vezi pe toți? Sau cât de cât așa? Mai vin, da, 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 au crescut. Unul are, uite, Adi Voinescu, care a venit din Franța acum și a jucat și fotbal în Franța, are 22 de ani. Oho. Și cât e de mare! Și când l-am văzut moașa și nu l-am mai văzut... Acum nu poți să-l ridici la grindă? Nu mă acum, că mă ridică el! Acum te ridică el! Mă ridică el și dacă nu mă iubesc și mă țin în brațe și eu mă topesc după lucrurile astea. Cum stai cu iubirea? Păi uite-te la mine așa, cum aș putea să stau? Bine, nu e rău, doamne! Păi vezi, aia e! Ați dat răspuns sigur! De la foarte bine în sus! De la foarte bine în sus! Pe toate rețelele de socializare! Exact! Există cineva în viața ta care îți face inimioara să bată tare, tare? Măi, despre chestia asta, ce să zic? Bine, ce vrei. Zic ce vreau, da. Eu zic, eu sunt sinceră și spun asta, pentru că niciodată, deci de când mi s-au întâmplat mie anumite lucruri, nu mai pun bază pe nimic. Mă bucur de moment, nu consider că dacă mă văd cu cineva e o relație sau nu. O relație e greu să intri. Dar normal că iubesc și eu viața asta, că e prea minunată. Dacă de la bună ziua și ai o chimie la așa, să vorbești frumos, să te simți bine atunci cu persoana aia, continui să te mai vezi. Dacă nu mai vorbești, la revedere, ura ești ocupată. Ura și la gara, ești ocupată, ești ocupată. Ai o emisiune, ai... E, nu, da. În general, eu sunt foarte sinceră și îi spun... Băi, spui, domnule, nu mi-a plăcut de tine, du-te... Nu neapărat, că nu trebuie să-mi placă mie. La nu, nu, exclus așa ceva, nu. Eu sunt își găsește de treabă. Nu îi spun, n-are rost, n-am timp de pierdut. Dar ce te face să nu-ți mai dorești să te vezi poate și următoarea dată? Ce te deranjează atât de tare că nu poți să mai continui? Sau să intri într-o relație adevărată? Să nu fie bădăran. Bravo. Cioban. Ali, Andrei mă cunoaște, ia. Da, eu știu. Tot. Băi, stați un pic. Nu chiar tot. Băi, asta nu se interpretează. Măi, dar să știi că eu față de Andrei am fost foarte deschisă pentru că ne știu. Aolea, ne-am